Bună ziua și bine v-am regăsit de data aceasta la emisiunea Raport de Ales. Așa cum ați văzut în ultimele săptămâni, la un proiect inițiat de colega noastră, doamna Flora Ordean, pentru postul de televiziune Roman 24, încercăm să facem un tur și al primăriilor și în special prin consiliile locale și Consiliul Județean, să vedem un pic cu ce s-au ocupat aleșii noștri, cât de bine le-a mers anul trecut și mai ales că vorbim de un final de mandat, ce se va întâmpla cu viitoarea carieră politică și cea din administrație. Alături de mine l-am pe secundul primăriei Roman, domnul viceprimar Lucian Micu. Bună ziua Bună și bine ziua! v-am regăsit. Mulțumim frumos pentru că ați acceptat invitația noastră. Zic că ales local, dumneavoastră aveți o experiență și în Consiliul Local și în administrație de ceva vreme. Da, trebuie să înțelegem cu toții că, sigur, o experiență în Consiliul Local reprezintă ceva, dar Și să știți că administrație. atunci când treceți în administrație, cu totul diferit. Altfel se văd lucrurile din administrație, neajunsurile legislative, în primul rând, lacunele legislative care conduc la foarte multe confuzii și imposibilitatea punerii în practică mai rapidă a unor proiecte, dar una peste alta, zic eu că în acești aproape 4 ani de zile am reușit să fac față provocărilor alături de domnul primar, alături de colegii mei din primărie și personal cred că pot să mă declar satisfăcut de activitatea pe care am desfășurat-o. Spuneați de neajunsurile în legislație și un lucru pe care întotdeauna m-am mirat pe mine este faptul că în Consiliul Local dumneavoastră, ca și viceprimar, când ați obținut și fiind ales din rândul consilierilor locali, aveți dreptul de a vota, însă primarul nu are dreptul de a vota. În schimb, la Consiliul Județean, președintele are un drept de vot. Până la urmă, dumneavoastră sunteți sub primar, dar aveți un vot important care contează în Consiliul Local, dacă o luăm așa pe o logică firească a atribuirii sarcinilor. Într-adevăr, conform legii 215, legea administrației publice locale, este exact cum a spus și dumneavoastră, primarul fiind inițiatorul proiectelor, dar fără drept de vot, poate doar să le susțină în fața consilierilor locali. Viceprimarul, într-adevăr, conform acestei legislații, are și drept de vot. La Consiliul Județean, pe forma actuală a legii, președintele conduce și ședința și în Corect. același timp are și drept de vot. Deci, iată încă o deosebire între cele două foruri legislative. Bun, ca să nu mai vorbim, dacă luăm cazul efectiv al Neamțului, diferența între o ședință de Consiliu Județean și una de Consiliu Local, și mă refer aici la Roman, este mult mai clară. La noi proiectele trec foarte, foarte repede, în general cu unanimitate de voturi și fără foarte multe dezbateri. Avem o explicație, adică pentru cetățenii care urmăresc la postul nostru de televiziune, faptul că o ședință se dezbat 30 de proiecte de hotărâre, dar nu durează mai mult de 20 de minute, ceea ce înseamnă că se ridică mâna și se lasă mâna. Nu, cu siguranță sunt convins că a durat mai mult ultima ședință, nu chiar 23 de 20. minute. Da, n-am, 23 și nu am 46, urmărit da. exact. Da, ce să vă zic, e foarte important, zic eu, comunicarea pe care o avem noi la nivelul primăriei municipiului Roman, în sensul că încercăm pe cât posibil la comisii să dezbatem cât mai mult din aceste proiecte, astfel încât atunci când ajungem în plenul ședinței Să fiți mai să fie operativi. mai operativ pe de o parte, plus pe de altă parte, atâta timp cât s-au dezbătut și s-au discutat toate punctele la ședințele de comisii, e inutil să doar, eu știu, de dragul televiziunii sau a presei, să mai ieși în evidență a spune aceleași lucruri pe care le-ai spus la comisie și care fie s-au remediat la comisie, fie au trecut de votul de comisii și atunci se regăsesc în proiectul final. De asemenea, inclusiv această dezbatere publică sau trimiterea mapelor de ședință cu 5 zile înainte, mai generează posibilitatea unui dialog. Întotdeauna a existat un dialog deschis, atât cu domnul primar, cât și cu mine atunci când domnii consilieri au
au găsit de cuvință să facă anumite amendamente sau modificări la proiectele de hotărâre, drept pentru care, vă spuneam, acest lucru nu poate decât să genereze această operativitate în Consiliul Local. Dacă ar fi să-i bârfim pe colegii dumneavoastră din Consiliul Local și luăm Comisia de Urbanism, din care dumneavoastră faceți parte și sunteți președinte, vin la comisie? Adică există, măcar din punctul acesta, un interes al colegilor? Nu o să-i nominalizăm dacă nu vin, nu o să vă cer asta. Dar... De regulă, exceptând, eu știu, situații extraordinare, întotdeauna colegii au venit la ședințele de comisie, am discutat la ședințele de comisie. S-a mers inclusiv pe teren, că bănuiesc că asta e... Avem anumite situații la care eu am convocat comisia cu o zi înainte de ședința de Consiliu pentru a merge și pe teren. Multe alte situații, practic, și eu și alți colegi de-ai mei sunt persoane care în decursul timpului au bătut mult orașul, fie în campaniile electorale, fie cu alte ocazii în activități de serviciu, și foarte multe zone din Roman deja le cunoaștem, știm situația cum stă în teren. Sigur că, așa cum vă spuneam mai devreme, au existat, cred că, două ședințe la care am solicitat să mergem la fața locului pentru a ne edifica mai bine, și ceea ce mă bucură, și aici vorbesc strict în dreptul colegilor mei de la urbanism, de la Comisia de Urbanism, că am reușit de la începutul mandatului să impunem o regulă și această regulă a fost respectată până la finalul mandatului. Ceea ce mă bucură, și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor că au înțeles acest lucru și nu au existat derapaje de la acest subiect. Dumneavoastră faceți echipă cu actualul primar, domnul Laurențiu Leureanu, dar sunt și consilieri, colegi de-ai dumneavoastră din alte partide, și mă uitam la ultima ședință de Consiliu Local și tot revin la ea pentru că a fost una bogată în informații și în proiecte bune pentru romașcani, asupra faptului că cei de la PSD, de exemplu, n-au comentat nimic la cheltuielile pe care au fost propuse prin proiect a se da diferiți bani, ba pentru o carte, ba pentru editarea unor albume de muzică, ba pentru biserici, ba... Și era o sumă de vreo 41.000 de lei, adică nu era chiar un chilipir așa la început de an să cheltuim niște bani pentru diferite lucruri. De regulă, în acest mandat s-au mai acordat astfel de sume, nu era o noutate. Am încercat pe cât posibil, vă spun că solicitările au fost mult mai mari decât ceea ce s-a oferit. Întotdeauna eu cel puțin am fost adeptul și observ că toți colegii mei consilieri locali am fost adeptul ideii că o comunitate locală nu trăiește numai din betoane, numai din asfalt, numai din borduri, numai din blocuri, numai din rețele de apă. O comunitate locală are nevoie și de cultură, o comunitate locală are nevoie și de sport, o comunitate locală trebuie să sprijine și persoanele aflate în nevoi, o comunitate locală trebuie să sprijine și performanța, și pentru că practic din tot acest spectru toți sunt contribuabili la bugetul local, și atunci câte puțin ar trebui să se întoarcă la fiecare, chiar la un dat indirect. Avem aceste formații care ne reprezintă Romanul până la urmă la nivel internațional, la festivaluri internaționale, și atunci este și normal să-i sprijinim. Sigur că nu putem acoperi, așa cum vă spuneam, toate sumele care s-au solicitat, dar în limita bugetului și a unor sume pe care noi le prevedem încă de la începutul anului într-un capitol separat, încercăm să acordăm astfel de ajutoare, și de aceea e și normal ca și colegii mei de la orice formațiune politică să fie de acord cu acest mod de a gândi. Sau chiar să suplimenteze chiar sumele, mă gândeam la asta, măcar fost, la... Au mai fost situații în trecut? Nu. Deci nevoile sunt multe și, așa cum spunea și dumneavoastră, suntem abia la începutul acestui exercițiu financiar. E bine să fim cumpătați. Nu vrem nici să fie interpretată ca și campanie electorală, nu a început încă, nu e cazul, nici nu vrem ca să facem pe fondul acestei campanii electorale risipă de resurse financiare. De aceea zic eu că e bine să ne păstrăm cumpătați cu toții din toate formațiunile politice, astfel încât până la sfârșitul anului să avem asigurate
finanțările pentru toate proiectele pe care dorim să le facem. În sarcinile pe care le aveți ca și viceprimar pe administrație publică, aveți Direcția de Asistență Socială, sunt sub ordine, chiar dacă acum ea va avea personalitate juridică, și am văzut că s-a aprobat un nou regulament de acordare a tichetelor pentru anul 2016, o sumă un pic mărită, de la 40 la 50 de lei, pentru că este an electoral sau pentru că a crescut salariul minim pe economie sau nu știu care. De ce ați modificat suma? Doi ani la rând s-a acordat tichete în valoare de 40 de lei, acum am mai sărit cu 10 lei. După cum bine știți, în ultima perioadă au mai fost și creșteri ale prețurilor la alimente. În același timp, numărul de persoane a reprezentat o constantă în ceea ce privește, exceptând sigur câteva zeci de persoane în plus, în minus, cam în jurul la 3.000 de persoane au fost beneficiare și s-au găsit resursele financiare pentru suplimentarea acestor sume cu 10 lei pentru fiecare tichet. Nu trebuie dată, vă spuneam, ca și o tentă electorală. Este un proiect, e un proiect care vine din trecut. E bine că am reușit să găsim soluția pentru majorarea acestei valori. E meritul tuturor colegilor din Consiliul Local, până la urmă, la nivelul și inclusiv la nivelul Comisiei de Buget și Finanțe, acolo unde s-au identificat resursele, drept pentru că care nu putem decât să fim bucuroși că venim în sprijinul acestor persoane cu nevoi mai speciale. Și vă spuneam, în același timp vrem să ne păstrăm cumpătați în alocarea unor astfel de ajutoare sociale, pentru că bugetul Romanului pe diferitele capitole de ajutor social cheltuie undeva în jur de 60 de miliarde de lei vechi, o sumă destul de mare dacă ținem cont că pentru investiții avem alocate undeva în jur de 45 de miliarde. Deci ajutoare sociale se acordă în limita posibilităților, dar nu trebuie să cădem nici în extrema cealaltă și să încurajăm nemunca. Ajutăm strict persoanele care au anumite nevoi de moment. Practic, le dăm undița și învățăm să prindă pește, dar nu le dăm peștele, pentru că nu e normal nici să obișnuim o anumită categorie de persoane fără să facă nimic, doar să primească. Bine, nu vorbim de acest proiect care vizează pensionarii și persoanele cu handicap, clar, dar apropo de ce spuneați dumneavoastră, pe linia Direcției de Asistență Socială, acele anchete care se fac pentru cei care primesc ajutorul venitul minim garantat, știți, au mai fost discuții în Roman că veneau și-și luau ajutorul ba cu taxiu, ba cu mașină destul de scumpă, și nu vorbim de o Dacia Logan nouă, vorbim de mașini aduse din străinătate, că ba au și un jeep în curte sau acasă trei plasme pe pereți și sunt declarați asistați social. Nu, în ultima perioadă astfel de cazuri s-au diminuat, s-au limitat. Sigur, mai există persoane care vin cu taxiul să-și ia ajutorul social, dar nu mai reprezintă o regulă. Mai mult decât atât, începând de anul trecut, am preluat în subordinea directă a Direcției de Asistență Socială monitorizarea persoanelor care prestează activități în contul ajutorului social, și activitățile merg mult mai bine și acolo au existat o serie de probleme. Unii veneau la muncă, unii nu veneau, erau pontați în aceeași măsură. Am preluat în mod direct această activitate și vreau să vă zic că foarte multe din activitățile din oraș se desfășoară cu persoane de la ajutor social. Avem undeva în jur de 120 persoane care lună de lună vin și prestează aceste activități. Chiar în această lună, februarie, în parc am folosit două echipe, pentru că am avut activități acolo de curățare de frunze și de ridicarea lor. Zic eu că lucrurile au intrat pe un făgaș normal din acest punct de vedere, în sensul că am instituit o regulă corectă, aplicabilă pentru toată lumea. Au mai fost și situații care au fost nemulțumiți că erau obișnuiți după un vechi sistem. Până la urmă s-au adaptat.
s-au adaptat la aceste reguli și faptul că regula este regulă pentru toată lumea, cred eu că a făcut să fie cât de cât mai ușor de trecut peste faptul că trebuie să iasă la muncă. Dar cel nu iese, nu mai primește bani, da? Așa este. Nu va fi pontat și își pierde ajutorul social. Drept pentru care avem mijloace de constrângere asupra lor și nu mai avem, vă spuneam, problemele pe care le aveam în trecut. Pentru persoanele tot mai necăjite din Roman, dar pe programul de sprijin acordat de Uniunea Europeană, mai avem cu alimentele, mai avem vreo noutate, pentru că anul trecut până la urmă cu Chiu cu Vai prin ianuarie au reușit să le distribuie de la nivel național. Nu este o problemă strictă a primăriei, este la nivel global, dar poate o putem lămuri sau dacă și dumneavoastră la rândul dumneavoastră ați fost lămurit. No, din păcate, în sarcina administrației publice locale, în speță în sarcina Direcției de Asistență Socială din Roman, cade doar obligația de a întocmi aceste liste pentru categorii suplimentare de persoane. Sunt anumite categorii care vin direct de la alte ministere. Vorbim aici de persoanele cu handicap, vorbim de persoanele din șomaj, vorbim de persoanele cu pensii foarte mici. Și atunci asistații sociali, practic Primăria Municipiului Roman nu are decât rolul acela de a primi aceste alimente și de a le distribui către beneficiari și bineînțeles are la latitudine posibilitatea de a identifica, plaja, de a identifica situații noi. Tocmai de aceea am și făcut acest regulament. Practic a fost o activitate mai intensă la nivelul Direcției de Asistență Socială în luna februarie, unde am lucrat la 5 regulamente, tocmai în ideea de a face lucrurile cât mai clare și cât mai bine definite. Iar atribuțiile în ceea ce privește achiziționarea și livrarea produselor este în competența strictă a guvernului. Acolo trebuie făcută procedura de achiziție și ulterior printr-o singură firmă, cel puțin așa a fost și anul trecut și acum 2 ani, s-a făcut distribuirea în întreaga țară. Au fost foarte multe situații în care nici noi nu știam când ne vor parveni produsele. De multe ori ne-am trezit că era tirul la poartă și nu știam de el, dar până la urmă e bine că am reușit să ne organizăm. Avem acel depozit destul de mare unde putem să punem, să ambalăm, să depozităm toate aceste produse. Iarăși un avantaj pentru noi a fost faptul că au venit deja preambalate în cutii și nu a trebuit decât să manipulăm acele cutii pe care să le dăm oamenilor. În trecut, activitatea fiind mult mai grea, în sensul în care trebuia să, cu colegii mei de la Direcția de Asistență Socială, să le așezăm în pungi, în sacoșe, se creau și acele cozi. Ați văzut că în ultima perioadă chiar nu au mai fost probleme. Bun, aveți de și acest un motostivuitor, sigur, care vă ajută la descărcarea produselor, da? Activitate. Dar știți, vin sau nu vin? Asta, de fapt, era... Cu siguranță vor veni, dar... Poate în campanie vă ajută și pe dumneavoastră. Nu cred că se va întâmpla așa de repede. Ele sunt prevăzute a veni, cred, tot în a doua jumătate a anului, spre sfârșitul anului, dar totul depinde aici și în funcție de procedurile de achiziție și eventual alte activități, mai pot exista contestații, semnarea contractului și așa mai departe. Și guvernul are și alte priorități în momentul acesta, văd că sunt alte necazuri prin... Bun, aici totul se desfășoară prin Ministerul Fondurilor Europene și există, sunt convins, un compartiment specializat pentru așa ceva. Da, și să sperăm că acolo nu se doarme. Ne întoarcem la Direcția de Taxe și Impozite Locale. Știu că spunea domnul primar într-o conferință de presă că pentru anul trecut încasarea a mers cel mai bine de când conduce instituția. Din ultimii 25 de ani am reușit gradul de încasare să fie peste 100%, ceea ce pe noi ne mulțumește foarte mult. A fost un volum de activitate mai ridicat la această direcție. Provocările au fost multe. Schimbările legislative iarăși au fost destule. Cel puțin 2 luni jumate s-a lucrat în continuu, uneori s-a venit și sâmbătă și duminica la lucru
pentru actualizarea bazei de date, pentru că prin modificarea codului fiscal, după cum bine știți, de către fostul guvern s-a impus și terenul de subclădiri, care înainte nu se... Bine, și noi chiar singura modificare. Bun, sunt mult mai multe și dar asta e prima pe care oamenii o văd. Asta e prima pe care o văd și în același timp a presupus un volum foarte mare de muncă. Imaginați-vă că la nivelul celor 22-23.000 de proprietăți de pe raza municipiului Roman a trebuit luat fiecare dosar în parte și căutat cel puțin în ceea ce privește apartamentele, căutată cota parte indiviză pentru fiecare în parte și de aici un volum de muncă destul de ridicat. Este totuși un lucru îmbucurător că romașcanii dau dovadă de simț civic, vin și își achită taxele și impozitele locale. Chiar și în această perioadă, este o perioadă destul de aglomerată din acest punct de vedere, mai ales că până la 31 martie pot beneficia de acea bonificație, cei care plătesc integral toate impozitele și taxele. Bonificația, din punctul meu de vedere, este destul de atractivă, un 10% reprezintă o sumă bună, care poate fi economisită și în funcție de posibilități fiecare încearcă să-și achite în totalitate aceste taxe și impozite. Iarăși un element de noutate prin codul fiscal nou este reprezentat de faptul că o persoană, dacă are amenzi, nu poate achita impozitul pentru clădiri sau pentru alte bunuri decât după ce își achită în totalitate amenzile. Practic, dacă le duci cu un milion, el intră la capitolul amenzi? Automat la capitolul amenzi în funcție de cea mai veche. Bun, asta e un lucru bun pentru primărie, într-un fel sau altul, pentru că nu vă recuperați multe din sumele pentru amenzi, dar pentru oamenii, nu știu dacă ar vrea să fie cinstit cu ceea ce înseamnă impozitul pe casă, parcă n-ar vrea să plătească și o amendă. Da, depinde aici fiecare în parte. Există și o anumită doză de subiectivism, există anumite situații în care, spre exemplu, anumite procese verbale sunt contestate și așa mai departe. Până e destul de complicat, a produs totuși o nemulțumire și această... Da, așa este. Din păcate, vă spun că e un cod fiscal nu tocmai bun, nu tocmai favorabil cetățenilor. E un cod fiscal care conține destul de multe neajunsuri. A fost deja la începutul acestui an modificat. Mai așteptăm în continuare modificări. Se pare că vor mai exista modificări, drept pentru care nu e un cod fiscal predictibil, previzibil și care să producă anumite clarificări în rândul populației. Dar romașcanii au înțeles că aceste modificări nu sunt impuse de către dumneavoastră sau Consiliul Local sau primarul sau televiziunea noastră? Din păcate, acest lucru nu știu cât de bine a fost perceput. Noi am încercat pe toate căile, atât domnul primar, cât și eu, cât și colegii mei consilieri locali, să aducem la cunoștința publicului că e o dispoziție legală imperativă, e un act normativ emis de Guvernul României, aprobat de Parlament și ca drept urmare noi la nivelul autorității publice locale nu avem altă posibilitate decât să ne conformăm. În același timp, romașcanii trebuie să știe că primarul, Consiliul Local, are la dispoziție doar posibilitatea de a majora aceste valori minime. Ori noi acest lucru, până la 50%. Noi acest lucru nu l-am făcut niciodată și sunt convins că nu există în intenția noastră să mai impunem suplimentar populația municipiului Roman, pentru că deja s-a produs oarecare rumoare doar prin simpla aplicare a acestui cod fiscal. Bun, întorcându-mă la ceea ce înseamnă urbanism, o altă direcție pe care dumneavoastră o aveți în subordine și nu numai prin Comisia de Urbanism la nivelul Consiliului Local, facem modificări, sperăm, anul acesta la o îmbunătățire a aspectului urbanistic al orașului, o reabilitare termică, o vreo veste bună?
Avem în momentul de față o serie de studii pe care le pregătim, o serie de proiecte. S-au deschis finanțările pentru reabilitările de clădiri. Depunem proiect și pentru fostul Cinema Unirea, vom depune proiect și pentru Casa Sergiu Cel Bidache, vom depune și proiect și pentru Casa Spițerului. Vrem să depunem un proiect inclusiv pentru reabilitarea fațadei primăriei. Practic lucrăm la mai multe capitole, sigur că în același timp avem și celelalte proiecte la care, despre care s-a mai vorbit, amenajarea unei faleze la intrarea în municipiul Roman dinspre Bacău. Vrem și de asemenea lucrăm la proiectare pentru Parcul Zăvoi. Lucrări sunt destul de multe. Pe lângă activitățile curente pe care le avem la nivelul direcției și în ceea ce privește problemele cu terenurile și cu titlurile de proprietate care erau în dificultate, practic din toate solele și tarlarele care erau, ne-a mai rămas doar bolohan. Am reușit să remediem foarte multe din aceste probleme. Cam câte titluri sunt acolo? Suprapuse, adică cu probleme? Sunt și titluri suprapuse, sunt terenuri suprapuse. Pe această tarla bolohan avem un deficit de 5 hectare. Va trebui să identificăm alte locații unde să oferim la schimb, în compensare. Dar ne bucurăm că am reușit totuși celelalte să le rezolvăm. Am reușit să facem Țarna de Jos, Varnița, Cărămidăria, Insula, peste linie, Ierburi, Imaș, Colăcel, Căldărărița, Poligonul Mare, Poligonul Mic, Movilă, Icarisaj, Hățaș și Aerodrom. Iată că activitatea a fost destul de intensă și la nivelul acestei direcții. Am reușit, așa cum vă spuneam, să punem acești oameni în posesie și, bineînțeles, vom încerca în perioada următoare și această tarla bolohan să o soluționăm într-un fel sau altul. Dumneavoastră, fiind și viceprimar, îndeplinind și această funcție, aveți program de audiențe, cetățenii ajung mai ușor să vă povestească dintre problemele pe care le au. Sunt aceleași de la preluarea mandatului și până acum, s-a mai schimbat ceva sau ne dorim tot locuri de muncă, case? Nu, cazuistica rămâne oarecum aceeași. Sunt persoane care au mai revenit, sunt și persoane noi. Au mai fost și solicitări pentru reabilitarea anumitor străzi, eu știu, o completare a iluminatului public, probleme în asociațiile de proprietari. Cazuistica este destul de diversă, dar oarecum repetitivă. Nu există... Sunt oameni care se întorc tot timpul în audiență cu aceeași problemă? Sunt, adică... și anumite persoane care revin. Din păcate, fondul locativ al municipiului Roman este foarte redus. Dacă e să ne raportăm la nivelul solicitărilor pentru locuințe sociale, avem undeva în jur de 550 de cereri și nicio locuință socială disponibilă. E o problemă. Din acest punct de vedere, vom căuta și aici soluții. Dorim să facem un cartier de locuințe sociale, locuințe care se adreseze unui anumit segment. Încercăm să identificăm soluția cea mai bună și să încercăm să mai remediem din aceste probleme. Da, un parteneriat public-privat cu un investitor care să ridice un astfel de bloc, iar primăria în contul acestor persoane să plătească sau chiar persoanele să plătească o chirie, dar modică, nu vorbim de 100 de euro, că bănuiesc că nu și permit pentru nu, o garsonieră. Din păcate, vedeți dumneavoastră, cu povestea asta cu parteneriatul public-privat nu prea a ținut în România. Sunt foarte puține, foarte puține spre zero astfel de proiecte care să fie de succes, iar mai ales pe partea aceasta ce spuneți dumneavoastră a locuințelor sociale, e foarte greu să vină un investitor care să accepte un contul investiției, o chirie modică, în condițiile în care el nu-și poate recupera investiția. Nu vine nimeni să investească doar de dragul unei primării de a rezolva o problemă socială. Așa este. Da. Fiind final de emisiune, este ceva ce nu v-a plăcut la anul trecut, ce nu v-a ieșit în calitate de consilier local sau în calitate de viceprimar, o nemulțumire? Da, dar nu ține neapărat de activitatea noastră, e mai mult legat de negocierile care s-au făcut între Guvernul României și Uniunea Europeană. S-au întârziat foarte mult cu ghidurile de finanțare și, din punctul meu de vedere, am pierdut 2 ani importanți.
chiar dacă noi la nivelul Consiliului Local ne-am făcut strategia de dezvoltare pentru perioada 2014-2020 și aveam pregătite proiectele, din păcate nu erau deschise liniile de finanțare și s-au pierdut 2 ani importanți din punctul meu de vedere, 2014-2015, și cred eu că oarecum și 2016 va fi pierdut. Bine că avem pentru că e deja foarte, foarte târziu. Da, dar e păcat, știți că noi ne-am făcut temele, ne-am pregătit și când am mers cu ele n-aveam unde să mergem. Da, n-avea cine să le corecteze. E frustrant din acest punct de vedere, dar sperăm să se remedieze lucrurile cât de repede, astfel încât să dăm drumul la noi proiecte care să modernizeze romanul, care să-l transforme așa cum am obișnuit romașcanii în ultimii 8 ani. Mulțumesc foarte frumos pentru informațiile oferite. Rămâneți alături de programele Roman 24. Vor mai urma mai multe dintre edițiile Raport de Ales, fie cu în prezența mea, fie în prezența doamnei Flora Ordean. Rămâneți cu Roman 24.